trebui să fac de-a cum lista de invitați. Deci, mai durează puțin, încă nu, încă nu. Eu am sărbătorit majoratul acum 3-4 ani și s-au mai schimbat de atunci. 18 ani? Vreau să te întreb, cum mai arată o petrecere de majorat? Păi, nu mai au salată de ochi, milioane. E crepe pe pâine. Nu știu, acum încerc să-l creionez, așa să spun, și să îl fac în așa fel încât să se simtă toată lumea bine, pentru că asta e, asta îmi doresc și să, da, să fie... Adică sub marginea părinților, da. Pune muzică la un casetofon sau la magnetofon. Nici sora mea care avem niște, sucuri, nu? Da. Nu, o să fie ceva foarte frumos. Fac o paranteză, am avut tot o petrecere de majorat anul trecut și undeva pe Giurgiu și urcam niște scări, era într-o locație asta specială, urcam niște scări și în capătul scărilor sărbătoretea, zice, bine ați venit, intrați, vă rog, veniți. Și eu cumva, Sărbona, bine te-am găsit și am lăsat capul jos, zic să merg mai. Și când să vin să mă apropii să dau să văd, văd mare hologramă. Era o hologramă cu imaginea fetiței care zicea, bine v-am zis, wow. Era și al mamei, zic, cum o treabă altă, zic, și asta? Hologramă pe care ai avut-o tu la majoratul tău, cum arăta? Era un pic mai analogică, era mai pe analog, asta era mai digitală, ce-i drept. Am făcut majoratul în curtea părinților, în casa părintească, și exact cum ai spus mai devreme, să arată de pe eu, cu mama sarmale, pe la 12, mă de-aia, te rog, du-te mă până la sosa, ia pe tata, du-te undeva. Păi, dar ce vrei tu, mamă, să faci aici? Vrei să mutăm puțin mobila, să avem mai mult loc? Dacă plouă, să intrăm în casă? Du-te, bre, lasă-mă în pace. Asta era, așa erau vremurile. Acum, nu știu, Nicol, ce petrecere o să facă. E o petrecere destul de mare, și... dar... Am înțeles că ai fost la Viena de curând. Da, ce ai făcut acolo? Păi, am sărbătorit...